O mansardă din cartierul Turnișor a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul, dar pagubele sunt destul de mari. Incendiul a izbucnit pe strada Ghiocelului. Când au văzut că mansarda s-a aprins și sar țiglele de pe casă, vecinii au sunat la 112. Două mașini de pompieri au ajuns imediat la locul incendiului. Flăcările au distrus mansarda pe o suprafață de aproape 50 de metri pătrați. În data de 2-a 2-a 2012, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Capitan Dumitru Croitor al județului Sibiu, a fost solicitat să intervină în municipiul Sibiu, strada Ghiocelului, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la mansarda unui imobil. La locul intervenției s-au deplasat echipajele de pompieri din cadrul detașamentului de pompieri Sibiu, cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță smurt. În continuare se acționează pentru stingere, iar la sfârșitul intervenției se va constitui o comisie care va analiza împrejurările și cauza probabilă a izbucnirii incendiului. Nu eram în casă numai și am... Da, aici locuiesc. E dumneavoastră casa? Da, noastră. Știi ce s-a întâmplat? Păi, ei știe ce-au făcut. Noi suntem aici jos. Dintr-o dată am văzut că ei sunt fum mare, negru. Suntea cineva sus sau sunt victime? Nu sunt victime, sunt vecinii sus. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență spun că incendiul a izbucnit din cauza unui burlan de fum neizolat lângă care s-ar fi aflat materiale combustibile.